Astăzi, în Tăuții Măgherăuși s-au pus bazele pentru o nouă investiție. Compania Weidmüller a dat startul construcția încă două hale în cadrul locației de producție de acum. Pe termen lung urmează să fie create 500 de locuri de muncă noi. Actual avem 6 hale de producție și peste 1000 de angajați și cu aceste două investiții se vor mai crea încă 500 de locuri noi de muncă în această fabrică. Odată cu aceste investiții, de asemenea, halele o să fie dotate cu echipamente de ultimă generație, cum ar fi mașini de prelucrare a maselor plastice, linii de asamblare automată și alte echipamente care fac parte de asemenea din pachetul de investiții. Primarul orașului Dumitru Marinescu a precizat că autoritățile locale vor sprijini mereu mediul de afaceri, care a trecut printr-o perioadă grea din cauza pandemiei. Ne bucurăm că societățile comerciale de pe rază orașului Tăuții Măgherăuși, care după o perioadă grea de pandemie, după în această criză creată de război, societățile comerciale se dezvoltă, societățile comerciale din orașul Tăuții Măgherăuși merg înainte, pentru că sunt motorul societății și de aceea noi, ca și administrație publică locală, am fost, suntem și vom fi alături de ei și vom sprijini cu orice este necesar și util. Deja în acest an, în Tăuții Măgherăuși, compania a creat 100 de locuri de muncă noi. Astfel de investiții sunt binevenite și ajută la dezvoltarea zonei și a economiei locale.